Prezintă Bienala Internațională de Arte Miniaturale care, din Timișoara, care a ajuns la a doua ediție, s-a dorit a fi itinerată și spre alte orașe din România. Primul oraș în care am ajuns cu această expoziție este Alba Iulia, un oraș care m-a impresionat la prima vedere și probabil că mă va impresiona în continuare. Bienala conține lucrările a 500 de artiști veniți de pe 4 continente din țări ca Turcia, Olanda, Serbia. Este o bienală care nu conține un titlu generic, deci nicio temă generică, dar tocmai datorită acestui lucru reușește să aducă în pesimeze o serie de concepte care, chiar dacă sunt diferite, sunt binevenite în vecinătatea lor, binevenite să fie împreună. Avem lucrări de grafică, pictură, fotografie, sculptură, ceramică, arte textile, bijuterie, fotografie de bijuterie. Toate împreună însumează un concept comun, acela al artistului care vrea să dăruiască întregii lumii.